Ai Umor, duminică de la 8 seara la Antena 1. This is a messy trick. Nu mai desface mult? Foc cu vieții. Looks like one piece will be enough. It's a very messy trick. Quick impersonation, Han Solo in Carbonite. Mama! Okay. It's time for juggling. I have a pen, I have an apple pen, I have a pen, I have pineapple pen. Acum înțelegi de ce are punga pe el, pe pineapple, apple pen, da, asta. Dom'le, Mila! I hold the Guinness World Record for juggling and eating apples faster than anyone else on Earth. Pineapple, apple pen. Yeah. Here we go. Le-am desat în gură, bă! Un, doi, și zic așa. Dar recunosc ceva de aici. O să încep prin a face o reverență ca să vadă toată lumea că-s gentil în esență. În ciuda faptului că n-o spun aparențele, dar am de gând să fac mă cel fără să-mi las amprentele. De când eram copil m-am educat să detest damele de companie din showbiz-ul românesc, masculin, feminin, aceeași titulatură. Că avem și atâția purtători ilegal de... De la Pepe și Buzuca, gen Popei și Vrăjitoarea. Am evoluat la Nelson și Floricica dansatoarea. Nu e ce să cere, e ce oferiți. Că dacă nu difuzați, vi se sparge o venă și muriți. Nu mai punem poze fără sutien. Mai o gură, mai o voce a doua pe refren. Dar m-am săturat, frate, toate zici că-s Vancea. Eu aș face un pictorial cu Ozana Barabancea. Am observat că e la modă ca artist să-ți faci o carieră din a fi invitat profesionist. Apar la emisiuni și stai pe canapea să faci un ban. Zici un ban cu și ajungi ca Andrei Duban. Am citit o știre și mi-a fost greu să mă convinc. Începe așa, Trei Stariu și Paula Seling. Du-te, bă, dracu, hai că m-ai intrigat. Mă uit mai bine, stai, mă, Seling e scris legat. Aștept nerăbdător cu stat domnește azi, că-i prea de ciros. Să vezi ce mă umplu de bani. Fii atent, îmi pun țâțe, fac loc discopatiei și iau locul lui Grozan Scaun la Vocea României, băi. Mă tot gândesc în crucișând gorila cu marmota. Oară s-o obțin ceva din regnul Dorian Popa? Ce artist, ce prestație grozav a dat la actorie că nu l-a întâlnit pe Victor Slav. Velea, nu te-am uitat că și tu coincizi, micuțule romică, țociu tatuat pe steroizi, ești atâtica. Când dansezi zici că joci tananica și mă refer la faptul că tu nu tragi de fiare, tragi de fier. Avem artiști, frate, ai de unde alege, treci de piese păripit la radio, da, v-aș pricege. În loc de muzică, vă drame, divorțul, cancan, situație mai obtuză ca un ghiud între țâțele Andrei Bălan. În sport, meci de box de mare anvergură, Cristi Băureanu versus Bordură. Unii spun că a fost prima oară în acele clipe când a reușit să o facă pe nevastă sa să țipe. Reveni la droguri masculină și cardeală. Gabi Tamaș nu mai e la națională. Măi, Găbiță, ai grijă, nu mai da în bară, că nu-ți mai face rost de alt contract, nă și cu Nicu Gheară. O dau cu pace,
face, frate, fără supărare. Nu o dau cu ora, n-am destulă pentru fiecare. Totuși, grijă ce faceți, pe unde mergeți, să nu luați pe picior și să arătați la televizor, băi. N-am venit ca să mă iau de jurați, nici n-o să vă pup în... Sperând să mă aplaudați. Am început cu o plecăciune și o să termin tot așa. De voi trei nu-i mai zic nimic, mai dă-vă-n toată stima mea. Sunt văzătoarele astea din magazinele accesibile ca preț. Alea mici a dracu de apar din pământ să moară măsa. Deci intri și probați. Apuci, zici că declanșezi capcane. Umblă, deci mai rău ca anaful. Deci de anaf mai scap, dar de-aia mică. Probați. Și am probat ce dracu să fac. Eram singurul bărbat, într-o rochie siclam. Și a doua categorie sunt alea din magazinele scumpe. Le știți pe alea cu greața în inimă? Bă, vomită în gând când te văd. Intre acolo și așa. Paula! A intrat un sărac! Ai scos tu capcanele de sărace aseară? De unde sunteți? Din Botoșani? Adu dezinfectantul, Paula! Cheamă-l pe domnul bătrân de la pază să-l muște! Să-i dea artrită cineva, să-i dea artrită! Băi, este psihologie tipic femeiască. Ochii aia care te desconsideră, te bagă într-un pământ al sărăciei. Te fac să te duci la ea să-i demonstrezi că nu ești un terminat. Tu știi, ești bai de capul tău. Tu ai intrat acolo, ai crezut că e Buddha, dar nu era. Și te fac să te duci la ea să-i spui vreau tot. Probați, măta probează, Cătălin nu probează. Nici Cătălin, nici soția lui nu probează. Cu ce plătiți? Hai, tot e dreacu să te ia. Alo, banca, vreau și eu un credit. Au sărit trei bluze pe nevastă. Veniți repede. E greu, eu exagerez mult în stand-up. Eu nu mă duc nevastă mea la shopping ca o corvoadă. Mă duc din iubire. Este iubire. Sunt un bărbat care iubește și sunt simplu în iubirea mea. Ca orice bărbat, nu-mi fac probleme cum o iubesc, cum nu știu ce. Ei, femeia citește cărți. 12 pași să ajungi la el. Cine-i străinul din dormitor? Păi eu când am văzut cartea cine-i străinul din dormitor, în dormitor la noi, m-a luat și pe mine flamă. Băi, avem un străin. Și mi-a dat, a venit într-o zi și mi-a dat o carte și a zis, citește-o, că tu ești o maimuță în dragoste. Tu vii și-ți faci nevoile. Băi, informează-te, handicapatule. M-a băgat într-un fel de țarcă al cititului și făcea, citește. Ai citit? Am citit. Ai înțeles ceva? Pfa! Altfel te văd, mi-ai deschis chakra. Era rea cartea, doar că era dubioasă pentru mine ca bărbat. Era pe capitole despre relație în general, dar era despre timp liber, despre iubire, despre ceartă, despre dracu să mă ia. Dar era un capitol despre sex. Și cei doi psihologi care au scris cartea spuneau un filmător că tu ca bărbat ești locomotiva relației. Tu trebuie să iei frâile. Tu trebuie să înveți să-ți înveți soția, să vezi ce fantezie are soția ta. Dar fără să știe că tu știi, să o surprinzi la un moment dat, prin jocuri, prin chestii, să afli. Greu! Și să aduci cumva în pat ce-ți place ție cu ce-i place ei. Să vă combinați. Să fie o jumătate, un yin și yang. Și am făcut. Eu neavând timp am întrebat-o, băi, care e fantezia ta sexuală? Și mi-a zis, bă, aș vrea role-playing la un moment dat, asta înseamnă să fie altcineva. Perfect! Am lăsat-o o lună să uite și peste o lună am intrat în casă, nevastă-mi era la bucătărie, spăla un vas. M-am proptit în fundul ei. Ea s-a panicat, a zis, hei! Ce vrei, Cătăline? Și a zis, nu sunt Cătălin. Dar cine ești? Sunt Maximilian. Vă jur că e cel mai lung nume pe care îl știu eu și am zis că trebuie să am ceva lung măcar în nume. Și a intrat în jocul meu, sărac, a intrat în jocul meu și a zis, ce vrei, Maximiliane, de la mine? Ce vrei, Maximiliane? Și a zis, taci! Dezbracă-te! S-a dezbrăcat. Și a zis, ia joystick-ul ăsta, facem o FIFA 2017.